Astăzi am ales să spunem câteva cuvinte despre un medic legendar din Evul Mediu, Paracelsus. Un medic care a revoluționat cursul medicinii și care considerăm că și astăzi poate să ne servească drept reper. Paracelsus este un apelativ, înseamnă mai presus de Celsus și e un apelativ pe care el singur și l-a ales, în ideea de a exprima strădania sa de a duce înainte succesele medicinii, adică ideea de a progresa, de a merge mai departe de cunoștințele și realizările obținute de medicii din Antichitate. Numele său real a fost Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, dar îl cunoaștem cu toții sub numele de Paracelsus. S-a născut la 10 noiembrie 1943 într-o localitate mică din Elveția, lângă Zurich. Mama sa a murit la naștere și a rămas îngrijirea tatălui său, care era medic. De la tatăl său a primit primele cunoștințe medicale, a avut primele experiențe practice la patul bolnavilor și probabil de aceea nu, și ca urmare a unei vocații a hotărât să se dedice acestui domeniu. În anul 1510, el începe cursurile școlii superioare din Basel, după care merge într-un alt orășel din Elveția, unde îl întâlnește pe Trithemius, care este un alchimist faimos și de la care a învățat alchimie, astrologie, cabala, o serie de învățături despre spiritele naturii. De asemenea, foarte probabil, tot de la el a învățat și capacitatea de a vindeca prin magnetism. Ulterior, a studiat medicina în mai multe universități din Europa și și-a obținut doctoratul la Ferrara, în Italia. A lucrat în calitate de chimist în minele de argint din Schwaz, și a lucrat ca medic militar pe câmpurile de luptă din țările de jos și din Italia. A călătorit foarte mult în Franța, în Italia, în Spania, în Germania, Olanda, Anglia, Polonia, Ungaria, Valahia, Turcia. Spune Paracelsus următoarele: călătoriile au fost cele care m-au format. Învățătura nu este ascunsă într-un singur loc, ci se extinde în întreaga lume. Trebuie să mergi în căutarea ei și să o captezi oriunde o întâlnești. Anul 1526 a marcat o schimbare importantă, în sensul că Erasmus din Rotterdam și un tipograf numit Frobenius, amândoi pacienți de-ai săi, au reușit să aranjeze pentru Paracelsus să predea medicina la Catedra Universității din Basel pentru 2 ani și să fie și medic șef al orașului Basel. Avea un program foarte încărcat, dimineața mergea în spitale și închisori și vizita bolnavii, după aceea mergea la universitate să țină cursuri, după amiaza mergea din nou la bolnav, dar la locuințele acestora, și seara studia sau mergea în laborator pentru a face experimente, pentru a prepara remedii și scria cărți, lucrări. Ca profesor a avut un protagonist foarte ieșit din comun. În epocă, profesorii de universitate predau exclusiv în limba latină. El a ținut cursurile în limba germană. De asemenea, profesorii foloseau haine speciale, aveau robă de măteasă neagră, bonetă roșie, inele de aur, un baston special,
în timp ce Paracelsus se prezenta la curs în hainele obișnuite, ba chiar uneori și pătate din cauza substanțelor chimice folosite în laborator. Pe de altă parte, cursurile sale au avut un succes extraordinar pentru că el a transmis o bogăție de cunoștințe și o bogăție de cunoaștere practică studenților, încât studenții au fost foarte încântați să îl însoțească, pentru că a ținut cursuri nu doar la universitate, ci și în natură, ci și în laborator și la patul pacientului, pentru a putea să transmită în mod adecvat cunoștințele necesare. Numai că din aceste motive, el în același timp a stârnit și foarte multe dușmănie din cauza acestui stil nonconformist, la care s-a adăugat și ideea că medicina ar trebui să progreseze și nu să se conserve literă cu literă tratatele vechi clasice din antichitate ale lui Galen și mai târziu al lui Avicenna. Nu? A avut foarte mulți dușmani și sunt și autori care presupun că din cauza asta a și murit, a murit tânăr în anul 1541. Nu se știe exact din ce motiv, dar sunt autori care consideră că a fost otrăvit. Nu este suficient, zice Paracelsus, să preluăm încrezători adnotările autorilor anterior nouă, ci este necesar să stăruim în explorarea naturii. A studiat în Italia astronomia și a venit în contact cu filozofia neoplatonică prin intermediul lui Cusanus, Pico della Mirandola și Marsilio Ficino. El a elaborat o doctrină proprie legată de univers, legată de om și medicină. Spune el, universul are la origine o cauză pe care, în general, cunoaștem sub numele de Dumnezeu. Zice, Dumnezeu este centru și circumferința tuturor lucrurilor. El circumscrie totul fără a fi el însuși circumscris prin nimic. A scris multe lucrări, au fost editate în întregime la 50 de ani după moartea sa. Prima ediție a conținut 10 volume, o să vă citesc titlurile pentru că sunt elovente în privința cuprinderii foarte mare de învățături de idei, Arhidoxa Magica, Opus Paramirum, despre gradația și alcătuirea rețetelor, Paragramum, Practica, Prognostication, Chirurgia Magna, Etiologia Generală a Bolilor, Patologie și Terapie, Apele Minerale și Băile, Principii de Preparare Chimică și Aplicare a Medicamentelor, Tratamentul General al Abceselor, Tratamentul Sifilisului, despre prelungirea vieții, tratat despre matrice, tratat despre boile invizibile, erorile medicilor, marea filozofie sau despre operele divine și secretele naturii, despre fundamentul înțelepciunii și al științelor, marea astronomie sau filozofia subtilă, prognostic pentru Europa de la 1529 la 1534, expunerea asupra cometei apărute deasupra Alpilor în august 1531, cartea despre nimfe, elf, pitici, salamandre și alte spirite. Deci se vede bogăția enormă a subiectelor. Revenim la concepția despre univers. El consideră că există două principii fundamentale care guvernează totul. Un principiu al activității, al ordinii, al construcției, numit Iliaster, și un principiu al dezordinii și al descompunerii, Cagaster. Din cele două principii, Iliaster și Cagaster, ia naștere
ceea ce numește limbus maior sau haosul primordial, marele haos. Aici cuvântul haos nu înseamnă dezordine, cum înțelegem noi în mod obișnuit, ci se referă la potențial. Limbus maior e o stare care precede universul manifest și desemnează potențialul absolut al tuturor lucrurilor. Adică în acest haos primordial se află toate lucrurile în stare potențială. Prin un proces de creație, lucrurile ies din stare potențială și devin manifeste. Astfel ia naștere cosmosul, nu? Universul propriu-zis, care are mai multe dimensiuni, nu se rezumă doar la dimensiunea fizică. Atât universul manifest, cât și limbus maior, haosul primordial, sunt guvernate de trei principii. O forță cosmică, o forță vitală și materia vie, zice Paracelsus. El le-a desemnat, le-a asimilat trei elemente din chimie, adică sulf, mercur și sare. Numai că sulful, mercurul și sarea în acest context nu trebuie înțelese ca substanțe, cum le înțelegem în mod obișnuit, ci au o valoare simbolică, se referă la trei principii din natură. Un principiu al activității, un principiu al inerției și un principiu al echilibrului. De asemenea, din haosul primordial rezultă și cele patru elemente, pământ, apă, aer și foc, dar care iarăși nu trebuie să le înțelegem ca pământul, apa, aerul și focul pe care le cunoaștem în mod obișnuit, ci ca elemente simbolice, așa zise elemente alchimice, care se referă la cele patru diferențieri primare ale materiei. Materia în faza ei inițială este omogenă, este nediferențiată și prima și cea mai importantă diferențiere este cea în patru elemente care au fost denumite simbolic pământ, apă, aer și foc. Nu intrăm în mai multe detalii, mergem mai departe să vedem concepția lui despre medic și medicină. Aici el a preluat din antichitate ideea că medicina trebuie să fie o disciplină specială, o disciplină de tip discipolar. În antichitate, medicina făcea parte din disciplinele sacerdotale, adică era practicată doar de sacerdoți și de către înțelepți. Așadar, cel care practica medicina nu era doar o persoană cu o pregătire pur și simplu profesională sau tehnică, ci trebuia să fie o persoană cu calități umane deosebite. De aceea Paracelsus spune că în devenirea unui medic există trei etape. Prima etapă este cea de aspirant, a doua etapă este cea de discipol și a treia etapă este cea de maestru. În etapa de aspirant există o intensă pregătire teoretică și practică, o imensă asimilare de cunoștințe, atât la nivel teoretic, cât și la nivel practic. Însă, în același timp, esențial este ca în această fază de aspirant, persoana să se decidă dacă idealul vindecării este cel mai important lucru din viața sa. Și dacă ajunge la această concluzie, dacă aspirantul ia această decizie, atunci el deschide drumul către faza a doua, cea a discipolului. În faza de discipol sunt considerate esențiale trei virtuți. Un discipol trebuie să dezvolte intens trei virtuți, respectiv studiul, devotamentul și serviciul. Studiul înseamnă
un proces de cunoaștere orientat deopotrivă către interior și către exterior. Studiul nu este asimilarea simplă a cunoștințelor așa cum o înțelegem astăzi, ci înseamnă cunoaștere, o cunoaștere de sine care în paralel se desfășoară cu cunoașterea lumii. Cunoașterea de sine este o cunoaștere care se raportează la repere fundamentale. Discipolul vrea să știe ce fel de om este, nu? Cât este de curajos, cât este de inteligent, cât este generos, cât este de fricos, etc., etc., nu? Este o cunoaștere esențială care se obține printr-un proces de atenție, de observare de sine obiectivă, nu? În cursul circumstanțelor vieții. Și această cunoaștere nu se rezumă doar la constata felul în care te prezinți astfel, ci are ca obiectiv să ilumineze și potențialul evolutiv al propriei ființe. Pentru că odată ce omul devine conștient de propriile sale limite, de propriile sale defecte, implicit înțelege ce trebuie să facă în continuare, ce virtuți trebuie să cucerească, ce lucruri trebuie să îmbunătățească, ce lucruri trebuie să corecteze, adică are, obține o imagine concretă despre ce trebuie să facă cu sine mai departe, nu? Și este practic un proces de accelerare a propriei evoluții. Această cunoaștere de sine merge în paralel cu cunoașterea lumii. Cunoașterea lumii înseamnă a pune în evidență legile care guvernează fenomenele. Nu? Noi când ne uităm la natură, observăm fenomene și cel care vrea să cunoască în profunzime natura, trebuie să înțeleagă cauzele fenomenelor, principiile lor. De ce se desfășoară într-un anumit fel și nu în altul, nu? Această cercetare, până la urmă, conduce către dimensiunile invizibile ale naturii, atât Paracelsul cât și tradițiile mai vechi au considerat că natura nu se rezumă doar la ceea ce se vede, nu se rezumă la ceea ce constatăm prin intermediul informațiilor obținute pe calea simțurilor, ci include și dimensiuni sau aspecte invizibile, nu, care nu se pot percepe astfel și pentru care trebuie să dezvoltăm alte facultăți de cunoaștere. Discipolul este cineva care este angajat în acest proces și face pași reali în acest proces. Devotamentul se referă la fidelitatea față de idealul vindecării, dar în același timp această fidelitate față de idealul vindecării presupune și un devotament, o fidelitate față de oameni, față de toți oamenii, față de pacienți. Iubirea și caritatea, spune Paracelsul, să-l fac pe medic priceput în arta sa. De exemplu, e cunoscut faptul că la oamenii săraci Paracelsus adăuga și banii pentru rețetă, știți? A treia virtute este serviciul. Discipolul se străduiește să pună în practică toate cunoștințele, toată cunoașterea sa în beneficiul oamenilor. În cazul unui medic, el se dedică în totalitate pacienților. În ceea ce privește concret medicina, în primul rând, Paracelsus are o concepție specifică despre structura ființei umane. Spune că ființa umană are 7 niveluri sau 7 planuri, care sunt următoarele. Corpul fizic. Corpul fizic este cel pe care îl știm cu toții. 2. Principiul vital. 3. Corpul sideral. 4. Sufletul animal. 5. Sufletul rațional.
6. Sufletul spiritual, 7. Principiul divin. Această constituție pe 7 planuri este similară cu concepții pe care le găsim în Egipt sau în India. Diferă denumirile, bineînțeles, dar conținutul este similar. Cu alte cuvinte, în om există un corp fizic, vehiculul cel mai dens, există un nivel energetic. Corpul sideral este partea psihică propriu-zisă, cea formată din emoțiile, emoții de la cele mai simple până la cele mai rafinate și complexe. Sufletul animal este mintea noastră concretă, stăpânită în bună măsură de emoții. De aceea el numește suflet animal, pentru că este mintea dirijată de dorințele noastre egoiste. În schimb, etajul următor este sufletul rațional, adică este mintea ghidată după principii, după idei care au o valoare universală. Apoi, sufletul spiritual, principiul divin, acestea ultimele trei formează acea parte din om numită în alte tradiții suflet nemuritor sau spirit. Alt lucru important este legat de vindecare. Paracelsus spune că există mai multe modalități de vindecare. El descrie 5 căi de vindecare. Prima este calea naturală. Calea naturală înseamnă tratamentele prin contrarii. De pildă, frigul se tratează cu căldură sau invers, căldura se tratează cu frig, de pildă un traumatism fizic, apare o inflamație și se recomandă să pui gheață, nu? De exemplu. De asemenea, calea naturală include toate mijloacele naturale, nu băi termale, cure climatice, alimentația intră aici, dieta. De exemplu, în sistemele medicale vechi din Orient, medicina tradițională chineză și medicina tradițională indiană, această parte de dietă sau regimul alimentar, cum numim astăzi, este foarte dezvoltată. Adică multe boli se tratează strict prin alimente, adică fără medicamente, ci doar prin alimentație. Aceasta este calea naturală. A doua este calea specifică. Această cale specifică se referă la utilizarea remediilor sau ceea ce numim noi astăzi medicamente. El a petrecut foarte mult timp în laborator și a dezvoltat foarte multe idei, încât Paracelsus este considerat un precursor atât al farmacologiei moderne, cât și al homeopatiei. A introdus în terapeutică sărurile de plumb, fier, potasiu, sulf, cupru, arseniu, antimoniu, substanțele volatile, gudroanele, a cules și a imaginat numeroase formule analgezice complexe, pe care le-a numit laudanum, precum și diverse alte forme medicamentoase, tincturi, extracte, decocturi, elixiruri. A folosit eterul ca anestezic, a atras atenția asupra necesității dozării riguroase a medicamentelor, a clasificat remediile în 6 clase, de asemenea a scris mult și despre procedee chirurgicale, despre tratarea rănilor, a fracturilor, a arsurilor, a ulceraților, a hemoragiilor. Pe de altă parte, însă, tot Paracelsus vorbește despre utilizarea în practica principiului similitudinii. Fiecare organ
cere ceva ce corespunde cu propria lui identitate. Dulcele cere dulce, spune el, amarul cere amar și așa mai departe. El vorbește despre o idee, despre o concepție potrivit căreia în fiecare ființă există o chintesență, o identitate ultimă. Este ceea ce el a numit teoria semnăturii. Fiecare metal, fiecare mineral, fiecare plantă, fiecare animal are o chintesență, o identitate ascunsă. Și de asemenea, fiecare organ din corpul uman, la fel cum și în macrocosmos, fiecare galaxie are o identitate ultimă. Și principiul similitudinii înseamnă că tu trebuie să identifici remediul de care are nevoie un organ sau o ființă. Acesta e principiul similitudinii care mai târziu a fost folosit de Hahnemann, cel care a fondat homeopatia modernă. De asemenea, Paracelsus în acest context a arătat că trebuie descoperite niște metode prin care să se extragă această chintesență din fiecare plantă sau din fiecare mineral. El a numit asta medicina spagirică. Spagiric este un cuvânt care înseamnă separare și unire. E un termen compus din două cuvinte. Unul este separare, unul este unire. Separarea este acest proces prin care identifici chintesența, o extragi și după aceea o utilizezi în practica terapeutică. A treia cale de vindecare, zice Paracelsus, este calea caracterială, adică este calea care se bazează preponderent pe personalitatea medicului. Se pleacă de la ideea că în fiecare organ și în fiecare organism există energia necesară vindecării, posibilitatea vindecării. Iar aici, medicul este cel care are misiunea de a inspira, de a pune în mișcare această forță vindecătoare care stă adormită în fiecare organ, în fiecare organism. Aceasta se poate realiza fie prin forța sugestiei, fie prin modul în care vorbește, fie prin magnetism. Acest magnetism, Paracelsus l-a numit mumia. Fiecare ființă posedă această energie, acest magnetism, pe care trebuie să învețe, dacă este medic, să o folosească, să o folosească pentru vindecare. Următoarea cale este numită de calea spirituală, a patra, și cuprinde vindecări la distanță, dar se referă și la procesul prin care medicul, în interacțiunea sa cu pacientul, încearcă să-l instruiască pe acesta, să-l îndrume, în așa fel încât pacientul să devină mai profund, să ajungă să intuiască, de pildă, de ce s-a îmbolnăvit. Pentru că Paracelsus se explică faptul că fiecare boală este rezultatul unor erori în modul de a fi al persoanei. Modul de a fi atât în plan mental, emoțional, cât și fizic. Boala este rezultatul pierderii armoniei, ceea ce înseamnă că la un moment dat ființa în cauză nu a respectat o lege din natură, nu? A acționat în mod greșit. Și această acțiune este cea care a perturbat armonia, iar această perturbare se exprimă în forma unei boli. Și atunci calea spirituală, de fapt, încearcă să modifice gândirea sau comportamentul bolnavului. Este un proces prin care omul este ajutat ca el să înțeleagă unde a greșit, nu ce trebuie să corecteze, cum trebuie să se îmbunătățească.
sau să devină mai moral, pentru că noi numim morală respectarea unor principii, a unor reguli. Aici este vorba de principii și legi ale naturii care funcționează în întreaga natură și implicit în ființa umană. Paracelsus s-a împărtășit ideea că aceleași legi care dirigează Universul, dirigează și ființa umană. Ființa morală este conștiința de a respecta aceste legi și prin asta omul să aibă un protagonist conștient la viața întregului, pentru că legile naturii sunt universale, nu au un caracter personal. A cincea cale este calea credinței. Prin credință, Paracelsus face referire la încrederea în legile naturii. Nu? Deci, aici este vorba de situația în care omul înțelege și are încredere în înțelepciunea naturii sau inteligența naturii, în legile naturii, în armonia și justeția din natură. Și bolnavul care ajunge la această încredere, la această conștiință, trezește în el puterea de a se vindeca sau puterea de a deveni sănătos. Cine crede în adevăr, acela se va însănătoși, și spune Paracelsus. El a avut foarte mare succes în vindecarea pacienților. Paracelsus a tratat foarte mulți bolnavi și a făcut-o prin aceste metode pe care le-a descoperit singur, motiv care a atras multe invidii, nu, pentru că doctorii, colegii ai lui, considerau că folosește metode suspecte, nu, în tratarea pacienților. El a revoluționat gândirea medicală din epoca sa și a anticipat cu multe secole realizările medicale de astăzi. Dar considerăm că e încă și mai mult decât atât, că ideile sale vor conduce la o medicină de viitor încă mult mai bună decât cea pe care o avem astăzi. Un exemplu legat de faima sa ca medic este o parabolă. Fiind perioada medievală, au existat multe epidemii. De pildă, în timpul lui Paracelsus s-a produs la un moment dat o epidemie de ciumă. Foarte mulți oameni mureau de ciumă și el se lupta cu epidemia și vindeca foarte mulți pacienți. Zice parabola că Paracelsus a convocat moartea la întâlnire pentru a ajunge la o înțelegere. Paracelsus s-a întâlnit cu moartea și au stabilit, cum am zice astăzi, un fel de contract. Deci tu, moarte, ai voie să omori de ciumă în anul care vine 1000 de oameni. Trece anul, zice parabola, și la sfârșit constată Paracelsus că în loc să moară 1000 de oameni, au murit 10.000 de oameni și, supărat, convoacă din nou moartea la întâlnire și de ce nu ai respectat înțelegerea. Dar moartea se apără și spune: eu mi-am respectat înțelegerea, pentru că eu n-am omorât de ciumă decât 1000 de oameni. Restul au murit de frică. Este interesant, nu? Pentru că în terapia lui, ați văzut, se pune accent pe sufletul pacientului, nu doar pe aspectele fizice, nu, corpul fizic. Omul este un complex psihosomatic și este fundamental ca, în paralel cu afecțiunile fizice, medicul să reușească să îndrume, să inspire în oameni și o atitudine sănătoasă în plan mental și emoțional. Mai departe, Paracelsus considera că medicina și medicul trebuie să se bazeze în arta vindecării pe patru piloni. Și anume,
filozofia este un pilon, astronomia și astrologia un alt pilon, alchimia un alt pilon și practica virtuților un alt pilon. Cu alte cuvinte, în viziunea lui Paracelsus, un medic ar trebui să fie filozof, astronom, astrolog, alchimist și un practicant al virtuților. Nu? De ce filozofia? Filozofia înseamnă căutarea cauzelor, nu? Înțelegerea fenomenilor, a originilor, a principiilor. Prin urmare, este esențial ca un medic nu doar să trateze infecte, ci să încerce să înțelege, să înțeleagă și cauzele pentru care o boală sau alta s-a produs în pacient și să trateze ca atare. Astronomia și astrologia se ocupă de corpurile cerești, astronomia în aspectul lor fizic, astrologia în aspectul lor invizibil. Astronomia înseamnă că medicul trebuie să cunoască influențele anotimpurilor, ale soarelui, ale lunii. De asemenea, trebuie să cunoască ceea ce astăzi noi numim bioritmuri, ciclurile biologice. Astrologia permite cunoașterea ciclurilor, de pildă permite să faci un prognostic la pacientul concret, nu? Sau permite să anticipezi, de exemplu, puserile acute ale unor boli cronice. Nu? Este astrologia pusă în slujba medicinii. Alchimia este știința transformărilor. Este o artă și o știință a transformărilor. Alchimia arată faptul că toate lucrurile din univers se află în mișcare, dar această mișcare nu se produce în mod arbitrar, ci este vorba de o mișcare cu un anumit sens, cu o direcție. Adică este vorba de evoluție. Alchimia înseamnă arta transformărilor în direcția evoluției și implică posibilitatea, în mod specific, de accelerare a acestei evoluții. Aplicarea practică a alchimiei este foarte vastă. Și Paracelsus arată că un medic trebuie să cunoască, nu? Toate procesele care se produc în organism, atât cele fizice, cât și cele invizibile. Nu? Aici este un subiect dificil pentru că intră în discuție și limite ale cunoașterii actuale. Nu? El vorbește despre lucruri care pentru cercetătorul modern nu sunt foarte inteligibile și reprezintă o provocare pentru viitor. În orice lucru, zice Paracelsus, există în același timp esența și otrava. Esența îl întreține pe om, otrava îl distruge și îl dă gata prin boli. Și, în sfârșit, medicul trebuie să fie un om virtuos, să dea dovadă de onestitate, altruism, prudență, echilibru psihic, calm afectiv. Considerăm că Paracelsus a revoluționat medicina în timpul său și a deschis drumuri care au condus la domenii pe care astăzi le cunoaștem, dar considerăm că această contribuție a sa nu s-a încheiat și că, în continuare, medicina are de descoperit foarte multe lucruri care să fie în beneficiul bolnavilor și al oamenilor în general.